Simpozionul a adus împreună diferiți artiști găleteni pentru a demonstra că arta nu poate exista fără sentimentele care ne definesc. Și pentru că muzica este o parte integrantă a artei, participanții au avut parte de o demonstrație pe măsură. Organizatorii au vrut prin acest simpozion să demonstreze, dacă mai era cazul, că arta gălățeană naște valori demne de admirat. Tema iubirii reflectată în artă, literatură, muzică, artă contemporană, tradiție, religie, filosofie. Iată așadar o abordare multidisciplinară, am putea să spunem, a temei iubirii. Ne dorim foarte mult să continuăm acest proiect și în anul următor, așa încât lansăm invitația de pe acum, pentru anul viitor, de a participa și de a pregăti teme, lucrări, intervenții în cadrul acestui simpozion. Tot în cadrul întâlnirii a fost vernisată și o expoziție de pictură cu tema iubirii realizată de talentați studenți de la Facultatea de Arte din cadrul Universității Dunărea de Jos.